Ampla campanie prin care Raja încearcă să-și recupereze datoriile de la abonații răuplatnici continuă și îi va afecta și pe cei care locuiesc în blocuri cu locatari restanțieri. Mai multe asociații de proprietari vor fi debranșate. Deocamdată ne-am axat pe asociațiile de proprietari care au facturi achitate mai vechi de luna septembrie. În faza următoare intră alte 40 de asociații care au facturile achitate neachitate la octombrie și noiembrie și să rămânem numai cu asociațiile care au facturile scadente, adică factura din decembrie. Există și soluții pe care reprezentanții Raja le aduc la cunoștința utilizatorilor. Să se deplaseze la sediul nostru, găsesc înțelegere, putem face o eșalonare la plată, achită un avans minim de 30% și își poate prelungi achitarea datoriei pe o perioadă mai lungă de timp ca să și poată să o achite și să nu mai ajungă să plătească sume enorme de bani, mai ales că sunt și locuri unde debranșările sunt foarte greu de făcut, străzi noi asfaltate, sunt străzi și aduc o grămadă de necazuri pe lângă și starea serviciului. Așadar, răuplatnicii nu au decât două variante, fie scot banii din buzunare, fie rămân fără strop de apă la robinete.